Salut, eu sunt Marius, iar tu ai ajuns pe încă ceva, locul în care vei găsi recenzii de carte, filme, jocuri, seriale, de asemenea foarte multe podcasturi, discuții despre Game of Thrones, o grămadă, teorii absolut inedite și multe alte. Dacă îți place un sare conținut mai nerdy și mai geeky și mai diferit față de YouTube românesc în general, apasă subscribe pentru a nu rata următoarele clipuri. Azi avem o recenzie de carte, cea mai recentă carte pe care am citit-o și vorba de nimic altceva decât un fantasy. Prima carte dintr-o trilogie, doar că trebuie știut că a treia carte nu apare de vreo 10 ani, mai mult de 10 ani, de vreo 15 ani, așa că e bine de știu că aveți de așteptat. Și să fiind spuse, dragii mei, hai să vorbim puțin despre The Name of the Wind. Așadar... Patrick Rothfuss's The Name of the Wind. Prima carte dintr-o trilogie. Prima carte din trilogia The King Killer Chronicle se numește În momentul de față dacă vă uitați pe orice site oriunde, unde și așa mai departe O să găsiți această trilogie Care de fapt e, sunt două cărți în momentul de față The Wise Men Fears Cred că este a doua carte Și a treia este The Stone Gate Dacă nu mă înșel Ce trebuie știut? Cartea apare în 2007 De acest Patrick Rothfuss Și e un succes imediat Vine evident și în, în spatele boom-ului Lord of the Rings În spatele boom-ului Fantasy Ce e diferit în cartea asta față de Cavalcada precedentă de cărți fantasy pe care le găsim în tot felul de universul, care apar la mijlocul anilor 2000, ei bine, partea cea mai bună este că nu este un young adult story, pentru că realitatea este undeva după 2005, undeva după 2004, de fapt, apare această nebunie de young adult stories. Pentru că, ca de obicei, cineva vine și vinde ideea asta, avem un public care va fi nebunit după fantasy-ul făcut cu adolescenți. El are perioada lui, dar din păcate moare, sau din fericire moare, doar că în toată această perioadă apar și câteva universuri de-astea mult mai bine dezvoltate, mai bine conturate. Unul dintre ele, care a ajuns să fie în de față extrem de apreciat, este acest King Killer Chronicle. Și acum întrebarea voastră pe care trebuie să vă punți este, dar de ce e așa de apreciată cartea asta? Principalul motiv după ce am citit prima carte, este pentru că e o carte extrem de detaliată. O să spună cineva ce înseamnă asta, mă, Maris. Există lumi, ce vă spuneam și în recenzia pentru The Boarded Man, Peter V. Brett, și foarte multe alte cărți. Uite, asta e o chestie care lipsește puțin lui, lui Sapovski în Witcher. E vorba de cât de dezvoltat este lorul lumii în care se duce existența. Toate cărțile fantasy, absolut toate, de la Tolkien până aici, au un oarecare lor. Spun o poveste legată de originea lumii, făcătura și mai știu eu ce. Și e normal să fie așa. Ei bine, Rothfuss ce face? Intră puțin mai deep. Încearcă să construiască, dacă vreți, un mitos da? O, o, legendă legată de creație, de, de unde a plecat, dar mai creează încă două, trei etape pe care, în schimb, ne pachetează și sub formă de misterul, știi? You don't know. Un Wheel of Time, de asemenea, avem la fel presărate pe aici cu tot fel de detalii legate de chestia asta, știi? De trecutul, ce s-a întâmplat, cum s-a ajuns aici. Ei bine... În asta e puțin mai personală. Povestea este a unui mag, Kvoth, îl cheamă pe el, care în zilele noastre, când citim cartea, el se preface a fi un simplu creșmar, un hangiu. Alături de el este ucenicul său și împreună în această localitate unde sunt ei, la un moment dat ajunge un scrib. Scribul îl recunoaște, discută puțin despre una alta și începe să-i spună povestea lui din cele mai vechi timp. Cartea este consistentă, e o carte lungă. Ca să înțelegeți voi, practic Dune, da? într-o lectură relaxată, e 20-22 de ore. Asta e vreo 28 30. E o carte lungă și e o carte care pe alocuri te poate și plictisi, deși este bună, are momentele sale care pe mine mă scot din sărite. Și anume faptul că autorul, poate din dorința de a exemplifica lumea cât mai bine sau poate din neștiind în ce parte să meargă mai departe cu povestea de fiecare dată, are niște momente în care explică foarte, foarte mult lucruri foarte, foarte banale. Acum, sunt unii oameni care vă spunem, păi da, mă, e arghezi, mă, ăsta e bă, pastel. Deci sunt oameni care le va plăcea chestia asta. de -aia zic că aici nu știu că e un punct slab sau e un punct forte, pentru mine e un punct slab, dar punctele forte ale cărții sunt un la mână. Ideea asta de urmărire a acestui personaj din cele mai vechi timpuri până, știi, până la actual, e un Harry Potter pentru adulți, că spuneam că nu e un young adult story. E mult mai adultă cartea, ca fără în schimb, ce mi-a plăcut foarte mult asta este, mi-a plăcut enorm de mult că nu e sex driven. În toată cartea, nicio scenă de sex. Mi s-a părut genială. Deci se poate. <laughs> foarte bine, mulțumesc, că apreciez maxim. Dar, ce vă spuneam și într-un podcast cu Marian Coman, din punctul meu de vedere, lumea în care se desfășoară acțiunea este o lume. E fantasy, 100%. N-aș putea spune că e Europa ceva. E o lume undeva, iar pentru mine felul în care arată lumea, ce spuneam și lui Marian, este o lume foarte... Pentru mine imaginea pe care mă o inspire este acest um, full metal alchemist kind of world, această lume medievală care ocazional are niște avansuri tehnologice pentru că se folosește această magie, îi spun sympathy. Pe lângă asta există acest concept de naming naming ăsta e un fel de, în mitosul creației lumii, există acești namers, people who name things, da? ce știu numele adevărat al lucrurilor și când spui numele ăla, e o combinație între vocea din Dune și e că, de să zic că, overall, ce e foarte mișto, este că autorul s-a pregătit, s-a și a creat o lume care să aibă foarte multe detalii. În momentul în care intri în detaliu pe un subiect, nu te vei opri după primele trei întrebări, ci vei găsi extrem de multe alte detalii în spate și în spate. Are o întreagă chestie făcută legată de sistemul monetar din carte. Adică cât va orează ăsta, two talents, one talent, whatever the fuck ce e acolo, silver talents, coppers, pennies și așa mai departe. E foarte live din lumea. Are probleme pentru că personajul nostru este un deus machina ambulant. Ce mi-a plăcut foarte mult la el este că în toate poveștile, o să vedeți când citiți cartea, în toate poveștile pe care lumea le spune despre el. Kvoth este acest uh, legendary, the king killer, whatever the fuck, this amazing dude, dude impossible, doing impossible deeds. Iar el și much more of a normal guy, ca să zic așa. Are puterile lui și este în zestrac cu capacitate intelectuală și mai departe, dar de cele mai multe ori legendele pe care le spune lumea sunt mult de față de întâmplările reale. Are 90 de capitole, unele capitole sunt scurte de cred că au două pagini iar sunt extrem de lungi. E bine structurată acțiunea, e well paced și asta mi-a plăcut. Poate ar spune că există o perioadă, o burtă, dacă vreți, la mijlocul cărții, chiar la mijloc e o puțină o burtă acolo unde nu se mai termină o anumită etapă din viața lui, nu știu că era nevoie atât de mult de ea, poate în schimb, poate la a doua carte ne vom întoarce la acea etapă și o să aibă sensul ce a scris. Dar în momentul de față simt că am petrecut foarte mult timp în un oraș? Nu știu dacă aveam nevoie neapărat de orașul respectiv. Și, cred că am mai spus treaba asta, seamănă foarte mult ca lume cu Tamriel. Tamriel este, să zic așa, universul din, din ESO, din Elder Scrolls Online. E o lume, la fel, fantasy, dezvoltată, are în care există și magie, dar există și această parte de tehnologie și așa mai departe. E foarte mult game-like. Asta, e, cred că și asta mi-a plăcut foarte mult. E o lume în care ai putea să faci un MMO fără nicio problemă. Ai toate clasele până la urmă. Iar el urmărește în toată povestea asta niște ființe mitologice, The Chandrians, care există, dar lumea nu crede că există, în fel de boogeyman, ca să zic așa, boogie people. O o carte bună. Nu aș spune că e foarte bună, dar e bună. În schimb, ce pot să spun este că da, mi-am cumpărat și o carte și da, o să o urmăresc. Adică asta cred că spune destul de mult despre cât de mult mi-a plăcut. Pasionații de fantasy vor găsi de toate în cartea asta și se vor funda foarte profund în univers și vor spune că e un univers foarte bine dezvoltat. Și este. Nu vă așteptați la Game of Thrones. Nu vă așteptați la nivelul ăla de detail-oriented stuff, să zic așa. E puțin mai lus, dar ce are foarte mișto tipul ăsta are niște chestii pe care le, le descoperă la a doua, la a treia citire probabil pe care multă lume le laudă, are o anumită ritmicitate în felul în care scrie, are anumite easter egg puse pe aici pe acolo. Și atunci am spus, dată fiind chestia asta și dat fiind că mi-a plăcut suficient de mult, am spus, ok, I will give this a go to finish it. Vreau să văd unde se duce. Din câte am înțeles, cartea se găsește și în limba română, la RAU, dacă nu mă înșel, și dacă vreți să vă cumpărați din librării, go find it over there. Pare să fie un succes moderat în partea asta este europeană, dar pare să fie un succes enorm în partea anglofonă. De ce? No fucking clue, but it fucking works. E o lume combinată din foarte multe elemente, dar e medieval 100%, cu mici accente tehnologice. Și sunt foarte multe, o să vedeți, chiar de e foarte MMO-like, sunt meserii, sunt chestii, sunt tot felul de nebunie acolo Mi-a plăcut treaba asta. Cea mai bună parte, fără doar și poate, este faptul că reușește personajul ăsta, este suficient de interesant nu știu cum să o spun asta ca să înțelegeți și mai bine. E o combinație între Gandalf, Aragorn, dar și Frodo. Știi? Și probabil din nou, se inspiră de undeva din chestia asta, dar deși îți vine să-i spui, știi, ha, mă, pe bune, te face să rămâi un bor cu el până la urmă. Și pacing, a spus, pacing-ul e ok. În afară de burta aia scurtă la un moment dat, pacing-ul e ok. Mi-a plăcut începutul foarte mult. Trebuie să recunosc că dacă ar fi să spun o chestie cea mai bună parte, este început. It got me hooked early on să zic așa. Față de, de exemplu, Peter V. Brett's uh, Peyton Man, unde mi-a luat ceva timp să get me hooked. Cam asta a fost despre Patrick Rothfuss' The Name of the Wind. Sper să vă a plăcut recenzia, sper să-i dați o șansă cărții. Dacă-i dați o șansă, spuneți-mi și mie, dacă deja ați citit-o, țin -mi și mie și -mi ceva cu ce mai mult în cartea asta. Repet, cred că dacă i-aș da o notă, i-aș da un 7,5. Nu strălucește la absolut nimic, dar în același timp e suficient de bună încât să mă păstreze. De, deci, cum vă spuneam, în fantasy sunt șanse mari să plictisești cititorul, ajungând în prea multe detalii inutile. E greu să faci un Game of Thrones la nivelul ăsta în care să tot creezi lumi și așa mai departe și atunci când iese ceva care e decent, Give Caesar what is Caesar's. Mulțumesc, dragii mei. Îi mulțumesc celor pe Patreon, celor cu mânarea ceva. Vă de văd, ce că va fi absolut imposibile. Și până la viitoare, nu numai cât să vă urez, lectură plăcută. Numai bine, baftă!